Bună ziua! Mediașul va organiza pentru Veronica Horigenu, o fetiță în vârstă de 9 ani de la Sighișoara, bolnavă de sindrom mielodisplastic. Fetița pe 10 septembrie a suferit un transplant cerule stem la Budapesta. Necesită timp de 2 ani, medicație în valoare de aproximativ 1000 de euro. Cu ocazia aceasta ne-am gândit să organizăm două evenimente care vor avea astăzi loc la ora 17 seara, Traume, concert de colegii la care vor participa Cenaclu Lumină Lină de la Sibiu, domnul Nicu Poștea, Nicu Pindia de la Sighișoara, Costel Pop Mediaș, doamna Munteanu, Vințea Munteanu Mediaș și grupul Moto Mediaș. Și ce mai răzut? Treci direct din urmă la mâine. La mâine. La inițiativa domnului Eric Dondera va avea loc și un meci caritabil, meci de fotbal caritabil, în același scop, pentru a aduna fondurile necesare medicației și transportului pentru Veronica. Eric, ideea și cum se va desfășura evenimentul duminică? Am avut o idee împreună în care întotdeauna ne-am dorit să facem un meci între noi, alături de prieteni cunoscuți a noastră. Și cu această ocazie ne-am gândit că puteam să ajutăm și pe cineva. Paul a găsit pe fata, pe micuță Veronica, pentru că încă nu eram hotărât la cine să ajutăm și Paul a văzut pe internet. Noi am căutat despre ea mai mult și așa ne-am hotărât. Sunt foarte bucuros pentru că văd că mai multe lume se implică în această situație și acum cum suntem pe data de Crăciun, ar fi ceva extraordinar să reușim ceea ce dorește familia Veronica, că se iasă din situația asta. Ca și noi, ca oameni, și avem o familie și copii, sperăm să nu se întâmple. Adică sperăm să nu trecem prin ceea ce trece această familie și eu cred că împreună putem să fim mai puternici și cu ocazia asta, imaginea mea și imaginea lui Paul pe care avem în România, cred că să putea să facă o diferență pentru Veronica. În afară de voi doi, ca și fotbaliști, cu cine o să ne întâlnim pe teren duminică? Am încercat să aducem cât mai mulți prieteni, dar din păcate, cum am făcut așa mai rapid, majoritatea nu poate să vină. Dar din lumea cea mai cunoscută vine domnul Pustăi, vine domnul Dulcă, vine fostul jucător la Medias, care au făcut și ei numele la echipa din oraș, vine actual jucător de la Medias, vine băieți din București, băieți cântăreți care face parte și național artiștilor de fotbal și împreună cu încă câțiva oameni din apropiere, din Jitvei, din Medias, din Cluj, care s-au alăturat pentru acest ocazie. Paul, tu poți să ne dai mai multe detalii despre cei din naționala de fotbal artiștilor? În primul rând vreau să zic că sunt foarte bucuros că putem organiza împreună acest eveniment. Ne-am dorit foarte mult să ajutăm pe Veronica. Sperăm să vină lumea cât mai multă. Intrarea de altfel este liberă și sperăm să vină lumea cât mai multă. Legat de cei din Național Artiștilor, vor veni Valentin Dinu, Rareș de la formația Freddy Jays, Bogdan Medvedi de la formația Maxim, Jimmy Dub,
Aseară m-a anunțat și colegul meu de la Steaua, Alex Kipciu, deși este accidentat, mi-a spus că să vină și el, o să-mi lase un tricou pentru licitație. Îi mulțumesc din suflet. Andrei de la Alb și Negru și Adi Cristescu. Dar cum ați luat legătura cu ei? Voi fotbaliștii cu artiști așa mai jucați din când în când fotbal sau cum? Care-i prietenia dintre voi? Da, am legat o prietenie la București. Am fost și la mai multe evenimente la care am participat împreună și s-a legat o prietenie între noi. Bun, referitor la licitație. Scoateți niște tricouri la licitație. Care spune despre ce tricouri e vorba? Da, acum am rămas fericit că vine încă unul să ne ajute, care e cazul Alex Kipciu. Și noi ne-am gândit că puteam să ajutăm și cu tricourile noastre, unde de ieri a început licitație și pe internet și la ora 7, după, în final, evenimentul, o să fie încheiat o licitație și vom cunoaște câștigători. În cazul care câștigător o să fie de pe internet, câștigătorul va face plată la tricou și o să ne arăți că au făcut plată și atunci vom face cumva, ori personal, în timpul pe care suntem aici, ori prin curier. Dar unde este pe internet licitația asta? Pe Facebook? Pe pagina Veronica, pe pagina mea și va fi anunțat în pauza meciului. O să vedem dacă avem câteva oferte din partea public care o să vină și până la 9, doamna Daniela o să vadă și ea pe pagina dacă cineva... Care este suma? Așa, și așa vom face. Avem un tricou al meu de la Al-Hali, din Arabia Saudită. Avem un tricou lui Paul de la Steaua București. Probabil tricou lui Kipciu. O să vină tricou lui Dan Roma, de la Medias. Și ne-am gândit împreună că ar fi frumos un tricou de la meu, al meu și al lui Paul de la eveniment pe care am făcut noi, cu sponsorizare care avem. Să fie și donat, să fie pentru licitație. Sponsorii, cine sunt alături de voi în evenimentul ăsta? Da, le mulțumim pe această cale celor de la Joben Club, Area Megastor, Actual Exchange, Hotel Denis, mai departe să spună Eric, așa-i frumos. Direcția de cultură din Medias, jucători și prieteni care au alăturat în acest eveniment împreună cu noi. Joma de la Târgu Mureș, prietenii din Jidvei care și ei s-au apropiat și se luptă împreună cu noi pentru această fetiță. Voluntarii din Medias, I love Medias. Sperăm să mai apară cât mai mulți până mâine. Îi așteptăm. Gata? Mai vreți să ziceți ceva? Mă așteptăm. Un mesaj că vă așteptăm, nu? Vă așteptăm cât mai mulți la sala polivalentă, la ora 17. Și sperăm să fie un eveniment frumos și să bucure toată lumea acum că e sfârșitul an. Și să fim alături de Veronica și la mulți ani.